Domnul Agapea de Țan. Domnul Adunarii Nicolae Grigori. Ce faci? Ia prezența. Doamna Botezată. Domnul Bujor. Domnul Cimoiești. Domnul Dobor Sergiu Mihail. Domnul Dobre Mosel. Doamna Doileț. Domnul Dumitru Mihai. Domnul Jircu Adrian, domnul Jitaru, Maximilu Zăpentru, Moralu Ivanian, Arbentru. Domnul Orcan Ionuț, doamna Pașcu, Popescu Carmen, domnul Roșca Sorin, domnul Sergentu Adrian, doamna Sticlar. Pentru. Mulțumesc. Și domnul Zarzu. Pentru. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Doamna Cera Sena? Pentru. Mulțumim. Următorul proces verbal al ședinței extraordinare din 31 octombrie. Cine este pentru? Doamna Cerasera? Pentru. Vă mulțumesc. Următorul proces verbal din 7 noiembrie. Cine este pentru? Doamna Cerasera? Pentru. Vă mulțumesc.
10 în sală, plus 20. Așa, deci sunt 20 în sală, unul intrat în doamna Zarf, doamna Sultan, nu, 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 nu sunt 19. 19 în sală. Nu să fie 19. Domnul Maria Cernu. Domnul Maria Cernu. Și domnul Moral îl tradițește, da. Deci 20 în sală, unul în sală, unul în sală, unul în sală. N-ai? 19 în sală, 19 în sală, 20. Da. Așa se dă că nu următorul proces verbal din 15 noiembrie. Cine este pentru? Da, la fel. Doamna Cerasera? Pentru. Pentru. Deci 19 prezenți în sală, votat. Unul online, doamna Sticlaru. Deci total 20. Și mai avem un proces verbal din 16 noiembrie 2023. Cine este pentru? Doamna Cerasera? Pentru. Deci 19 prezenți care au votat, plus doamna Cerasera care este online, tot pentru. Deci total 20. Acum trecem la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cunoașteți proiectul ordine de zi, cred. Dăm citire la primul proiect. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pe anul 2023 pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Inițiator Neghină Victor Laurențu, primar. Dacă sunt observați la ordinea de zi. Nu te consideri, da? Nu, ei va trebui să citesc eu. Ah, da, bă. Dăm cuvântul domnului secretar pentru a cite proiectul de specialitate. Prin cererea depusă, Parohia Romana Catolică Sfinții Petru și Paul Onești solicită un sprijin financiar pentru proiectul continuarea lucrărilor de reparații curente ca urmare a procesului verbal emis de Comisia de Analiză și Verificare a cererilor de sprijin financiar solicitate către unitățile de cult din municipiul Onești. Cererea a fost declarată eligibilă. Primăria municipiului Onești susține eforturile cultelor religioase de reabilitare a clădirilor care necesită consolidări o reparații urgente, motivat de faptul că acestea asigură servicii religioase pentru un număr considerabil de enoriași, drept pentru care considerăm că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii și aprobării dumneavoastră. Da, domnul secretar a prezentat proiectul de specialitate. Trecem la vot. Da, dăm cuvântul Comisiei de Specialitate, numărul 1. Aviz favorabil.
Comisia numărul 3? Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului, dacă sunt, dacă nu spunem la vot. Hai să... Cine este pentru? Da, era venit și domnul Oraru, deci am la sticlarul. Pentru. Deci 19 sunt, 20 prezenți, unul online, deci prezent toată lumea. Da, proiectul a trecut. Dăm citire proiectului numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești cu copiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator, domnul Neghină Victor Laurescu, primar. Dăm cuvântul, domnului secretar. Conform dispozițiilor legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației. Luând în considerare necesitatea și oportunitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în aceste comisii, pentru bună desfășurare a activității acestora, precum și faptul că proiectul propus se îndeplinește condițiile de legalitate, vă supune pentru deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc frumos. Așa. Comisia de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Nu. Domnul Sărgetul și dumneavoastră. Poți, domnul Sărgetul. Sunt câteva omisiuni la titlul la denumirile școlilor. Vă rog să le completați ca să nu mai votăm încă o dată. O să apară că nu i-a spus de școli, pentru că nu numai la școala pe care o conduc, mai sunt câteva. Menționați. Denumirea exactă de acum acolo. La punctul 3, înțeleg, este Liceul Tehnologic pentru Poli, da? Da. Și la poziția 5. Și la poziția 5, Liceul Tehnologic Dacia Onești. Păi așa este în Poli. Nu, nu i-am acolo alte. Nu, acum, ceea ce am primit o specialitate. A fost anul anterior care a fost desemnările. Da, da, îmi scuzați, pe corect. Da. Deci, dacă este un amendament aici, înțeleg că trebuie votat amendamentul pentru rectificarea la punctul 3 din ales, să fie votat la greșeala de tehnologie actuală. Nu, nu, Consiliul Local PMP propune ca aceiași consilieri să facă parte din această comisie, cu o singură modificare, la grădinița cu programul normal Sfântul Paul, în locul domnului consilier Roșca Florin, Jitariu Adrian. Deci la fel ca au trecut consilierii, de ceea ce îi privește până. Da. La poziția 5, în locul doamnei Corina Alexe, o să fie Marina Raducturei. În rest, o să fie aceeași poziție. Aceeași poziție. Mai sunt și alții poziții? Nu, și de la noi la fel. Rămâne, vă rămân aceleași persoane care au fost numite în locul.
și deja față de, permite, doamne, da, față de anul trecut nu mai sunt 3 poziții, respectiv clubul elevilor, clubul sportiv școlar și școala sanitară posticeală sanitară. Deci, nu știu dacă ați avut reprezentanți. Da. La aia s-a arătat pe lui început să numește, dar nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu mai sunt, nu mai sunt reprezentanți. Și atunci... Păi, dar e pierdere mare și domnul Moral. Da, nu știu. Trebuie dacă... Deci v-aș ruga doar până la punctul 13, Sfântul Paul, până la credința Sfântul Paul, propunerea. Rămân aceleași. Aceleași cu două schimbări. Da, domnul Gidaru la credința Sfântul Paul și la liceul tehnologic. Și Daniel la cele trei care nu mai sunt? Era la clubul elevilor domnul Marius Băncilă, la clubul sportiv școlar doamna Ani Ileana și la școala sanitară post-liceală domnul Moraru Marian Dorin. Nu mulțumesc! Nu, e bine. Și vreau să revoc. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, ceva mai sunt. Nu 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 sau mai pot fi propune. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Doamna Pașu, dar aveți cumulată ce zice? Nu am spus că nu am spus. Trece în bravo. Buletine de vot. Trece în bravo cu buletine. Ce nu fac? Domnul Bujor. Lăsa. Vă rog să rămâneți atent. Da, că apare ceva pe el. Stai un pic, dragă. Nu găsesc înțelegeri la ei, să duc pe el. Stai un pic, dragă, n-ai vrut să facem schimb, nu? Nu pot fi de mult.
O primă ceva azi pentru mine sau doar în jurul tău? Știu asta. Eu? Da, asta e poziția aia. Așa ziceam și eu. M-a ajutat să rămână și mai greu de asociat lucrurile. Păi și atunci de ce n-ați poziția? Și atunci ce mără? Iau, are un raport. Dar bine, mă las eu. Asta e Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 34,30 metri pătrați situată în imobilul din Bulevardul Republicii numărul 43, etajul 3, municipiul Oreș, cu destinația sediu activități de creație artistică pentru copii. Inițiator legilă Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. În cererea depusă, doamna Statler Mariana ne solicită închirierea unei suprafețe de 34,30 metri pătrați, situată în imobilul din Bulevardul Republicii 43, cu destinația sediu activități de creație artistică pentru copii. În baza documentației înaintate și a legislației în materie, considerați o proiectă de hotărâre de privește condițiile legale pentru a fi supus de eliberării și aprobării dumneavoastră. Mulțumim, domnule secretar. Candidat de comisia numărul 1, a zis favorabil. Comisia numărul 4? Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului... Te băluți am spus ceva? Da. Nu mai ne-a luat. Distractivul și lângă. Trecem la vot. Trecem. Pentru proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru, da? Deci 21. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. Deci 20 prezenți. Doamna Sticlaru online 21. Aprobat? La unor contracte de închiriere numărul 159 din 14-11-2016. Inițiator de închiriere Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul doamnei secretar.
prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ionești, domnul Cipa Constantin solicită cetarea contractului de închiriere pentru sediul spațiu comercial situat în interiorul complexului comercial în cadrul pieței agroalimentare în municipiul Ionești. Ținând seama de cele menționate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. Deci, 20 prezenți, 1 online, doamna Sticlaru. Total 21. La următorul proiect, numărul 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren, proprietatea municipiului Ionești. Inițiatorul de ghiură Vitor primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Prin hotărâre de consiliu anterior au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețe de teren menționate în materialul înaintate. Ținând cont de solicitările înregistrate, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. În baza documentației anexate, vă supun spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumim, domnul secretar. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Scuzați, doamna Cerasena. Pentru. Dacă împotrivă nu e nimeni, abțineri nu sunt. Deci 20 prezenți care au votat în sală, doamna Sticlaru online. Tot pentru. Hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune numărul 82 din 24.02.2004 cu jumătate din durata inițială și actualizarea prețului concesiune. Inițiator de ghină Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Prin cererea formulată de 10 din alul SRL, se solicită prelungirea contractului de concesiune cu jumătate din durata inițială și actualizarea prețului concesiunii. Având în vedere prevederile legale care prevăd că contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o durată egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, în situația în care concedintul înțelege să prelungească termenul de concesiune și în baza documentației anexate proiectului de hotărâre, precum și a legislației în materie, vă supuneți spre deliberare și aprobare prezentul proiectului. Mulțumesc, domnule secretar. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, mă scuzați, domnul Cimoreșu. Aici există o eroare materială, da, la articolul 1, în calitate de concesionar până la data de 25.074.23. Bănuiesc că se referă la 25.07.2023. Nu-i doamna Munteanu, s-a văzut. Articolul 1, la sfârșit data. Prima pagină. Din proiectul de hotărâre, prima pagină, articolul 1, sfârșitul articolului 1, ultimul rând. Da, scrie până la data de 25.074 cu 2023.
E o cifră în plus. Da, e o cifră în plus. Da. 2507 sau... Nu e sau atât. 2504, 17 plus. Da, că mai jos scrie 2504. Da, nu am amendament, supunem la vot amendamentul propus de domnul Cipureșu. Cine este pentru? Doamna Sticlaru? Pentru. Deci în unanimitate. Sunt 21 de vot. Dacă mai sunt discuții pe proiect. Deci, supunem la vot proiectul și amendamentul. Amendamentul în plus. Cine este pentru? Împotrivă? Doamna Ceraseru? Cerasera? Pentru. Pentru. Dacă este împotrivă, cine? 20 prezenți, 1 plus, 1 vot, online. Aprobarea actului adițional la procesul de evaluare de predare privire numărul 17054 din 18.08.2010, partea a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010, de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, către SECE domeniul public și privat, Onești S.A. Inițiator Regina Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de către SECE, domeniul public și privat, Onești S.A., în proiectul de hotărâre se propune darea în administrare a unor mijloace fixe și obiecte de inventare achiziționate de domeniul Onești prin contracte de furnizare pentru operatorul de servicii și ghierea altelor adiționare la contractul de delegare a gestiunii. Față de cele prezentate, vă rugăm de deliberat să aprobați proiectul în o formă prezentată. Mulțumim, domnul secretar. Avizat de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții de bazirea proiectului. Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. 21 de voturi, 20 prezente, 1 online. Trecem la următorul proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea SECE domeniul public și privat S.A. în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea scoaterii din funcțiune casării și valorificării acestora. Inițiator Neghiri Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar.
prin adresa formulată de secetărilor public și privat Ponești S.A. se solicită prevederea unor mijloace fixe și de inventar care nu mai corespund din punct de vedere tehnic, având un grad avansat de degradare și uzură. În vederea demarării procedurii de casare și valorificare a acestor mijloace fixe și obiecte de inventar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se propune preluarea acestora în administrarea Consiliului Local Onești, scoaterea din funcțiune, declasarea, casarea și valorificarea acestora. Față de cele prezentate, propun deliberat și să aprobați prezentul proiect de hotărâre. Mulțumim, domnului secretar. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții. Da. Nu știu ce nu o să mă lămurească. În ce doamnă director? Să văd dacă ai ușiți. Pagina 3, poziția 17, scrie așa. Stâlp, înălțimea 1 metru, bucăți 55, valoare bucată 2874,32 de lei, valoare totală 158,087. Motivul pentru care încasați este că au fost uzați. Tare vreau să știu cum un stâlp de aproape 3.000 de lei se uzează la 1 metru. Că n-are cum să fie plastic sau de sticlă. Vedeți că ați venit astăzi să solicitați informații la colegii mei. Noi am verificat un pic înainte de ședință. Pare că acești stâlpi au fost achiziționați în 2014 și sunt deteriorați. Care acest stâlp la 3.000 de lei, care din 2014-2023 se uzează? Sunt tot uzați și ele. Ce sunt? Prin ce-i făcut? Cum se uzează? Cu un stâlp de un metru? Ce sunt cărțile? Cred că să ia de plastic care se formă. Nu, nu, nu. Are cum să poți de 3.000 de lei. De unde se formă un stâlp de plastic? La OBS. Ei, nu. Vă rog, doamna director. Fiind mai mici, pot fi expuși la o hrână. Dar din ce sunt făcuți ca înainte de asta, ca să vedem? N-am documentația tehnică. Ba da, că am sunat eu astăzi și v-au sunat colegii și v-ați interesat, a zis mai înainte. Vreți să derulăm înregistrarea? M-am spus doar... Acei stâlpi de foltă sunt distruși, loviție sunt foarte... Deci o stâlp de foltă care costă 3.000 de lei, în 10 ani se uzează și scoatem din uz. Dar n-ai bine, 1.600.000. Dar se pot casa și valorifica dacă comisia o să constate. Noi am concluit în acest proiect de hotărâre doar de preluăm în administrare. Doamna director, vă rog să nu uitați pe cine vorbiți, da? Au fost scoși, că aveți mai în urmă procesele verbale. M-am citit tot ce trebuia să citesc. Dacă dumneavoastră spune ceea ce vă convine, ba da. Haideți să vă spun eu despre ce vorba, că știu exact ce se întâmplă. Acei stâlpișori au fost puși în 2014 pe un proiect european. Nu știu dacă au stat o lună întregi, continuu au schimbat globuri la ei, că sunt acei stâlpișori la un metru de prin locuri dosnice din incinte, au fost pe alea parcului, au fost prin toate părculețele. Continuu au schimbat globuri, nu sutili acei stâlpi și se propun pentru casare pentru că nu sutili, nu se pot... Stâlpii respectiv nu mai au globuri, dar stâlpul ăla de un metru se la cas... de lei, cum se uzează? Dar nu asta nu înțeleg. Se casează pentru că nu mai sunt utili, nu se pot folosi, nu sunt folosibili, pentru că continuu se pun niște globuri care continuu se sparg, fiind la înălțimea oricărui copil, se distrug continuu. Dacă au schimbat globuri pe așa viață pe parcul, și nici nu sunt, nu luminează, erau doar ambientali. Cei înalți e altă discuție. Dar ei mici nu erau nici utili și erau o mulțime de costuri cu întreținerea lor, întreținerea, de fapt, distrugerea, în urma distrugerilor. Ăsta este motivul. Nu s-au dovedit a fi utili. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar că eu am niște documente în față pe care trebuie să le votez, unde scrie uzat. Și eu nu înțelegeam cum stâlpul ăla de un metru la 3.000 de lei se uzează. Mai ales că e și de fond. Nu, e vorba de globul din cap care nu au globurile. El nu poate să fie. El nu e stâlp atât timp cât nu are glob. Și continuu s-a încercat și s-au pus globuri continuu și nu s-au dovedit a nu fi utili. Bun, pe lângă că fiind la înălțimea, și asta era un risc, fiind la înălțimea oricărui copil și spărgându-i globul continuu, oricine se poate curenta la... Asta e motivația pentru care îl scoatem. Și o înțeleg. Și sunt de acord cu ea și mi-amintesc stâlpii aceia. Ei au fost scoși deja. Ei sunt în de... proces verbal de casare unde trebuie să casezi o bucată de fontă de un metru care costă 3.000 de lei
doar că este uzată. Asta e întrebarea mea. Vă rog doar răspunsul la întrebare, nu am ceva. Voi înțeleg motivația pentru care îi locuiu și sunt... Ei deja de sunt în, în magazii, sunt, nu mai sunt pe teren, pentru că erau riscuri să stea în oraș acei stâlpișori. Da, poftiți, domnul Zarzu. Da, eu am mai cerut și la alte două proiecte anterioare care se refereau la casarea și valorificarea mijloacelor fizice și obiectelor de inventar. Am rugat atunci să ne se pună la dispoziție cum s-a realizat acest lucru. De două zile întreg n-am primit niciun răspuns pe această temă legat de proiectele anterioare. Nu știu dacă și pe acest proiect, de ce se va valorifica, dacă vom primi un raport de valorificare și cum s-au verificat și în ce sumă și unde, etc. Pentru că trebuie prin Consiliul Local, să dați aseară Consiliul Local și măcar atât să fim și noi informați despre finalizarea acestui proiect. În ceea ce privește casarea bunurilor, la momentul ăsta, pe proiectul numărul 8, noi avem preluarea din administrarea DPP-ului în la noi, la Consiliul Local, în vederea analizărilor, verificării dacă pot fi casate, valorificărilor. Deocamdată, prin acest proiect de hotărâre, le preluăm din administrarea DPP-ului la noi. Există comisie separată în cadrul primăriei municipiului Onești. Avem contract cu evaluatori care stabilesc modalitatea de casare și valorificarea bunurilor propuse spre a fi casate. Ceea ce înseamnă că astăzi, într-adevăr, dumneavoastră, domnul consilier, m-a sunat, am putut să obțin doar informații parțiale, pentru că nu știam la care proiect de hotărâre vă referați dumneavoastră. Am preluat problema, am înțeles la ședința următoare, vă facem, solicit comisiei, care nu e doar din cadrul direcției mele, un raport cu privire la modalitatea în care s-au casat bunurile ce au făcut obiectul celorlalte proiecte de hotărâre, așa cum de altfel și la acest proiect, după ce preluăm, dacă preluăm în administrare, în baza comisiei și în baza documentelor ce vor fi supuse spre aprobare, venim și prezentăm informații. Nu avem nimic de ascuns cu privire la asta, avem contracte cu evaluatori care stabilesc modalitatea de valorificare, acolo unde este cazul, sunt și produse care, din păcate, nu mai pot fi valorificate. Am verificat puțin în timpul pe care mi l-ați, l-am avut astăzi, o parte din produsele pe care le-am menționat în ședințele trecute, erau niște leagăne din plastic care nu mai pot fi valorificate, efectiv doar există proces verbal prin care s-au dat la firmă, la Romprest. Punctual, o să cer de la Comisia de Casare raport prin care să detalieze fiecare dintre produsele astea și justificarea care vine de la dumnealor cu privire la modul în care s-au valorificat, cum s-au valorificat, dacă am avut posibilitatea legală sau din materiale primite să putem să obținem ceva din aceste produse propuse spre casare. Da? Promit că la ședința următoare eu personal solicit comisiilor să-mi pună la dispoziție și vi le comunic și dumneavoastră. Consiliul Local, nu doar Consiliul Local, Consiliul Local, da. Dumneavoastră mi-a solicitat, dar Consiliul Local pentru ședință îmi pun la dispoziție. În ceea ce privește proiectul de astăzi este doar preluarea în administrare în vederea casării. Nu știu ce face comisia. Este o comisie care are atribuții de analiză, de verificare, de stabilirea valorii, de ducere la îndeplinirea tuturor obligațiilor care sunt stabilite legal. Urmează ca să le solicit și eu dumneavoastră aceste documente. Dacă mai sunt alte discuții, propuneri, nu supunem la vot. Cine este pentru? Deci, numărul ce e împotrivă. Împotrivă? 2. Împotrivă și abțineri. Mihai. Abțineri? Și cu Mihai, 4. 3. Nu am întrebat eu. Doamna Sicaru? Pentru. Mulțumesc.
Deci din 19 prezenți, 20 prezenți la vot, avem două voturi împotrivă, 3 abține și restul că... 15. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 din 24.11.2022 privind refusirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator Medina Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului primar, domnului secretar. Comisia Specială privind întocmirea și actualizarea inventarilor bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Onești a identificat și a inventariat bunuri care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local, dar care nu au fost cuprinse în inventarul domeniului privat, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 343/2023. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune modificarea anexelor ce reprezintă inventarul bunurilor mobile ce aparțin municipiului Onești, totodată ca urmare a aprobării de rapoarte de evaluare pentru unele bunuri mobile, terenuri cuprinse în anexa la hotărârea menționată. Se propune analizarea valorilor de inventar. Față de cele prezentate, vă rugăm deliberat să aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumim, domnule secretar. Aliniat comisia numărul 1. Adus favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Sticlaru? Tot pentru. Pentru. 20 prezenți. Vederea scoaterii din funcțiune casării și valorificării. Inițiator de bine Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Având în vedere adresa emisă de școala gimnazială George Turinescu din Onești, primim propunerea de casare a unor mijloace fixe, respectiv centrale tehnice, precum și procesul verbal de constatare a comisiei de casare a bunurilor din patrimoniul municipiului Onești, vă supunem spre deliberare și aprobare prezent proiect de hotărâre. Mulțumim, domnule secretar. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții în marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. La fel, Thank you.
trecem la următorul proiect, proiect numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de legat de uz și servitute către SC Belgaz, Cris S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești. Inițiator Meghile Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, aveți cuvântul. Prin adresele amenitate de către SC Belgaz, Cris S.A. se solicită acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, întreaga durată de existență a construcției energetice, în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești. În baza documentației obligate, precum și a legislației în materie, vă supun spălările și aprobare, prezentă proiectul de hotărâre. Mulțumim. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentului de urbanism, plan urbanistic zonal, construire locuință individuală și modificare limită intravilan strada George Enescu, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator de ghidă Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar, aveți cuvântul. Prin documentația de urbanism se urmărește introducerea intravilanului în stradă de teren și schimbarea funcțiunii în teren extravilan pășune în zona preconcurență și funcțiile complementare, zona circulației mobiliere și a aferentului. Documentația de urbanism a fost supusă consultării publicului conform documentului de planificare a proceselor de informare și consultare fără obiecțiuni din partea publicului. În baza documentației limitate, pe sânge a legislației în materie, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre stabilită. Domnul Sumezeu, secretar. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă rog să luați dacă nu participă la Nu participă la votare. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Cerasera? Pentru. Vă mulțumesc. 20 prezenți. 19. Doar participat la vot. Unul online. Da. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea prevederilor pentru obiectivul de investiție extindere rețele de distribuire gaze naturale în localitățile Slobozia și Bordești, depus prin Programul Național de Investiție Anghisare, ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local din numărul 132 din 13 aprilie 2022. Inițiator de ghiză Victor Laurești, primar. Urmarea demersurilor efectuate de municipiul Onești cu privire la obiectul de investiții, extindere rețele de distribuție a gazului naturale de contextele Slobozia și Bordești, s-a aprobat cererea de finanțare de fusele municipiului Onești pentru încheierea contractului de finanțare din Programul Național de Investiții Anglo-Salini pentru obiectivul de investiții amintit, potrivit solicitării de planificări, să permite pe platforma electronică a programului nației de investiții, este necesară modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 251 de 16 octombrie 2020, conform materialelor prezentate. Față de cele arătate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil.
și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Cipoieș? A fost pentru. Da? Nu l-am văzut. A fost mă prea. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. 21 pentru, dintre care 20 prezenți la vot, un online. Citire proiect numărul 14. Proiect de hotărâre privind avizarea de principii a documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, construire centrului de avenment, spații prestări servicii și de conversie, clădiri cu destinație anexe agricole pentru exploatație agricolă, în destinația alimentației publică și să de evenimente și amenajări parcă. Municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator domnul Jircu Adrian, viceprimar. Domnule secretar. Documentația de urbanism anumitată se referă la construirea unui centru de agrement, spații prestări servicii și de conversie clădiri cu destinație anexe agricole pentru exploatații agricole în destinație alimentație publică și serii de evenimente cu amenajarea parcări aferente lor. Întrucât amplasamentul format din terenurile scoate și de la extraordinar în municipiul Onești, categoria de folosință pășune și terenul productiv s-a impus în întocmirea unui plan urbanistic zonal, când documentația de urbanism urmărește introducerea întreabilă a suprafeței de teren aferent amplasamentului, urmând ca funcțiunea acestea să fie schimbată din pășune și terenul productiv în zona mixtă, servicii și comerț. Documentația de urbanism depus a fost supusă consultării publicului conform documentului de planificare a procesului de informare și consultare, fără obiecții din partea publicului. În baza documentației înaintate, precum și a legislației în materie, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumim, domnule secretar. Abilitate comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, de fapt. Împotrivă. Abțineri? Doamna Sticlaru, nu votați mai. Pentru. Ne scuzați. Trecem la următorul proiect. 15. Proiect de hotărâre de aprobare documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construirea ansamblului de locuințe individuale, unifamiliare, împrejmuire și branșament utilități, municipiul Onești, Bulevardul Mărășești, numărul 33, 35, județul Bacău. Inițiator, Neghilă Victor Laurescu, primar. Domnule secretar, vă rog, aveți cuvântul. Prin cererea depusă se solicită aprobarea Consiliului Local a documentației plus construire centru comercial și ansamblu de multifuncțional de clădiri. Prin prezentul proiect se propune modificarea parțială a reglementărilor aprobate prin punct, cât și detalierea lor. În baza documentației înaltate, precum și a legislației în materie, vă spune spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumim. Abilitate comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții,
acum trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Doamna Cerasera? Pentru. Împotrivă? Abținere. Mulțumim. Trecem la următorul proiect 16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri mobile aflate în proprietatea municipiului Olești, cu vederea înregistrării acestora în evidența contabilă și tehnico-operativă. Inițiator de Ghină Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. În vederea înregistrării sau actualizării evidenței contabile și tehnico-operative pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului Onești, evidențiate în anexă la prezentul proiect de hotărâre, s-a întocmit către expertul evaluator autorizat raportul de evaluare conform prevederilor legale. Astfel este necesară adoptarea unui hotărâri privind însușirea și aprobarea acestuia. Aspectele prezentate, vă rog să deliberați la aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, domnule secretar. Adivează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Cerasera? Pentru. Împotriva abținerii. Citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile terenuri proprietate a municipiului Romești, în proprietate public de număr cadastral propriu. Inițiator, de Ghină Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. În scopul reglementării și asigurării unor evidențe exacte și complete a situației juridice imobilor aparținând municipiului Romești, ce vor deriva din alipire, este necesară să se aprobă serviciile notariale specifice. Acest fără imobile se vor atribui numere cadastrale unice pentru care se deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice, economice proprii. Față de cele prezentate, vă rugăm de liberă să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, domnule secretar. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Dacă sunt probleme, discuții, să punem la vot, dacă nu. Cine este pentru? Doamna Cerasera Siclaru? Pentru. Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea, organizarea și finanțarea unor evenimente ocazionate de sfârșitul de an în municipiul Onești. Inițiator de Ghină Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Sărbătorile tradiționale de iarnă reprezintă un segment important al culturii și identității naționale, iar autoritățile locale au datoria de a antrena comunitatea locală în desfășurarea unor astfel de manifestări culturale. Astfel, având în vedere noile prevederi legislative ținute în materie de necesitatea reglementării, organizării și finanțării unor evenimente ocazionate de sfârșit de an în municipiul Onești, vă supuneți pe deliberare și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil, cum am zis. Comisia numărul 3. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Poftiți, doamna.
În primul rând, cred că ar trebui făcut un raportul de specialitate. Văd că se întemeiază la legalitatea proiectului, verificați-mă, domnul secretar, la raportul de specialitate comun. Se indică și HCL 220 din 25 septembrie 2023, pe care o abrogăm prin acest proiect de hotărâre. Deci acest HCL n-are ce să caute acolo. Acolo unde? În raportul de specialitate comun. Atrag atenția celor care au făcut raportul de specialitate comun, că nu putem să solicităm și abrogarea hotărârii de Consiliu respective și să ne întemeiem în drept proiectul pe ea. Unu, doi la mână. Voiam să ne comunice de la direcția economică cineva dacă ne încadrăm în dispozițiile alineatului 5 ale articolului 1 din ordonanța 90. Adică avem cheltuieli de 70.000 de lei aprobate prin acest, care ar trebui aprobate prin acest proiect de hotărâre. Ca să ne încadrăm la dispozițiile alineatului 5, ar fi trebuit ca în perioada ianuarie-septembrie 2023 să avem în aceste 9 luni, să avem de 9 ori mai mult decât această sumă. Vrem dovada faptului că există îndeplinită această condiție, că nu ne-ați atașat niciun act, nimic, noi habar n-am avut dacă ați venit și ați solicitat admiterea proiectului de hotărâre, dar nu ați făcut niciun fel, ați invocat dispozițiile alineatului 5, dar nu ne-ați spus. Eu consider că întemeind raportul de specialitate pe respectivele informații, nu cred că era nevoie în momentul respectiv să adaug și alte documente. Dar pot să menționez că în contul de execuție la luna septembrie 2023, la capitolul 6702, de unde se bugetează capitolul 20-30-30. În perioada ianuarie-septembrie avem o valoare de 424.953. Împărțit la 9, rezultă 47.000 pe lună, valoarea medie. La acest noi avem 70.000 acum. Da, sunt două. Suma are două... 35-30. Valoarea totală e 70.000. Deci 35.000 de lei pentru evenimente se bugetează la capitolul 6702, iar diferența de 35.000 la capitolul, de la capitolul 5102. Autorități executive, activități ale primăriei, deci suma este... Dar mie îmi face cheltuieli, să înțeleg că v-ați dus cu sumele în două direcții, în ciuda faptului că mie ordonanța îmi spune cheltuieli lunare de aceeași natură. Ce înțelegeți prin ne-am dus cu suma în două direcții? În sensul că v-am dus în două conturi distincte. Înțeles, dar asta, din punct de vedere legal, așa se bugetează și se... De la capitolul ăsta se fac cheltuieli. Îmi permiteți, vă rog, aici să luați raportul meu de specialitate, de la capitolul 51.02.002, după cum urmează, finanțarea unor activități ocazionate a școlii 2026, va aloca suma de 35 de lei pentru agenția de duciu și 35 de lei brut pentru cete de urător. Din același capitol. Înțeleg, 70.000. Înțeles. Putem să fundamentăm și prin capitolul ăsta 6702, unde s-a luat. Nu ați fundamentat, v-ați spus 5602. Eu citesc raportul dumneavoastră, nu altceva. Am înțeles că probabil mai trebuia menționat și celălalt capitol de unde... Trebuia să menționăm, să vă întrebăm noi sau trebuia să menționați dumneavoastră? Consider că atât timp cât se încadrează în... Păi nu se încadrează pe 5602. Dar se încadrează pe 67, de unde facem plățile și nu la bugetul. Nu scrie 67 aici. În raportul dumneavoastră spun. Da, deci noi nu avem absolut nimic împotrivă. Eu înțeleg că s-a căutat o variantă pentru a se organiza totuși aceste evenimente, pentru a se, pentru a nu trece sfârșitul de an altfel, dar trebuia să facem în așa fel încât să găsim varianta legală, adică nu găsim variante de a păcăli ordonanța 90, dar nu le fundamentăm cum trebuie. Că e simplu să le fundamentăm cum trebuie și nu avem niciun fel de problemă. În această ordonanță, singurul care plătește pentru greșelii primar, ordonatorul de credit. Eu mi-am asumat și când am, pentru toate problemele, inclusiv pentru mutarea unui cablu, că bloca un proiect, construirea creșei, și ne-am trezit cu un cablu care trebuie mutat și am zis, bun, ce înseamnă asta? Primarul 20.000, dați drumul la treabă, îi plătesc.
Singurul care plătește dacă se greșește aici e primarul. Iar eu pe persoană fizică, nu din bugetul primăriei. Iar eu mi-am asumat. Dacă a greșit, am întrebat, implică alte riscuri? Nu. Amendă. Bun. Asta este. Nu mai facem, nu mai organizăm? Nu mai organizăm finalul de an. Spuneți ce să nu mai facem. Nu primim murătorii sau nu dăm cadouri la... Bun. Faci rectificarea asta acum și împărțiți în cele două capitole, cum a spus domnul director. 427 de mii. Sau 424 de mii. 47 de mii. Păi nu, dar nu 70. 35 de mii se duc din acel capitol. Cei 35 de mii se duc din capitolul. Pe 5102 cât este? Cât este ce? De la ianuarie până septembrie. Nu știu, medie e mult mai mare, cred că undeva la, nu știu, sare de un milion. Bun, și au asumat. Atât timp cât în raportul de specialitate e asumată sumă, nu știu, până la ce nivel ar trebui să detaliez. Până la nivelul legal, noi asta întrebăm. Atât timp cât este asumată repede, sumele sunt asumate. Câte nu trebuie să detaliem? Am vreo limită? Nu știu. Prin raportul de specialitate și-a asumat că proiectul este legal. Domnul secretar, cel care a făcut raportul de specialitate răspunde dacă a greșit? Absolut, răspunde. Dacă datele nu sunt concrete și Curtea de Conturi vine și consideră că este altceva decât spune domnul director, nu e cu de plată. Pe loc la amenda pe care o plătește domnul primar ca persoană fizică, departamentul de specialitate sau cei care au făcut raportul trebuie să recupereze suma. Dacă îmi permite, suma o secundă. Hotărârea de conținere local este prima etapă. Ulterior urmează alte documente care sunt verificate și însușite de către compartimentele de specialitate. Angajamentele bugetare, angajamentele legale sunt verificate de controlul financiar preventiv de toate compartimentele, inclusiv de domnul director general. Adică nu cred că și-ar fi asumat. Înțeleg că a fost doar o eroare de redactare în cadrul raportului de specialitate. Și la 19 și la 20 am avut erori. Deci proiectele astea au fost făcute... Nu comentez. Deci eu n-am nimic. Le găsim variante care să fie sustenabile din punct de vedere legal și fiscal. Pentru deci asta sunt eu consiliere am... care verifică proiectele. Nu, 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 dar pentru asta sunt aparatele de specialitate, pentru asta se muncește în primărie. Eu vin, mă uit pe un proiect care ar trebui să fie făcut corect. Dar proiectul de hotărâre este făcut corect. Raportul. În raportul de specialitate înțeleg că nu este complet la punctul 19, nu? Asta înțeleg. Proiectul. Eu am o problemă cu ce a zis doamna director. Adică vreți să spuneți că hotărârea de Consiliu Instituțional, că asta a zis, că e hotărârea de Consiliu. Da, da, da. Și urmează după aceea niște documente mai importante. Nu, după ce dau hotărârea de Consiliu, ce să vedeți, aparatul de specialitate pune în practică. Parcă așa spune codul administrativ. Sau nu mai știu eu. Adică votați liniștiți. Stai să ne înțelegem. Dacă eu vă votez sau nu acum asuma și aveți o hotărâre, nu sunteți obligați să o puneți în practică? Încurcăm atribuțiile Consiliului cu atribuțiile directorului sau cum? Cum adică nu întotdeauna sunteți obligați să o puneți în practică? Dacă este constată că această hotărâre este contrară prevederilor legale, dacă constată că nu se poate să facă contra legii a unui consiliu local. Asta se poate face doar pe cale legală. Pot apărea unele aspecte pe parcursul finalizării acțiunii care pot schimba situația. Dacă îmi permiteți, confirm ceea ce spun colegii mei. Hotărârea de Consiliu este prima etapă. Într-adevăr, ceea ce spune domnul consilier, hotărârile Consiliului Local sunt obligatorii. În măsura în care instituția IPF-ului sau orice altă persoană nu consideră să o atace în contencios și să o... E o altă discuție. Dar în aceeași măsură, potrivit codului administrativ, fiecare funcționar public, începând de la cel care întocmește primul document ulterior emiterii hotărârii, până la directorul general care semnează în final,
au posibilitatea, conform codului administrativ, dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale, să facă punct de vedere și să refuze semnarea documentelor, ceea ce înseamnă că răspunderea este exclusiv a dumnealor. Am avut control de la Curtea de Conturi pe care, prin care mi s-a pus în vedere să justific de ce am aplicat o hotărâre de Consiliu Local. Mai de mult, în 2005, nu știu cât, erau niște interpretări pe acea hotărâre de Consiliu Local. Și Curtea de Conturi mi-a spus în felul următor. Ce aplici ca funcționar public? Hotărârea de Consiliu sau legea? Erau niște chestiuni interpretabile. În momentul ăla, Curtea de Conturi mi-a spus foarte clar că am obligația ca funcționar public, dacă constat că există o interpretare pe această hotărâre de Consiliu Local, să fac punct de vedere de specialitate și să mă abțin să nu duc la îndeplinire dacă constat că este, nu respectă prevederea legală superioară. Au fost situații de genul ăsta, asta am vrut să vă spun, fiecare răspunde în mod individual pe documentele pe care le semnează. Chiar nu vreau să fiu Gigi Contra, asta văd că nu se poate, cred că confundăm lucrurile. Eu când votez hotărârea de Consiliul Local, am acolo un raport de specialitate emis de direcția respectivă. Da? De asta v-am zis eu mai înainte că nu este nici legal să faceți un raport comun. Fiecare direcție face raport de specialitate, îl semnează directorul respectiv. Da? Dacă dumneavoastră, direcția respectivă, faceți un raport de specialitate, unde spuneți că toate sunt bune și frumoase, eu vin, votez, cum după aceea să spuneți că nu mai e așa? Că nu contraziceți hotărârea de Consiliu, vă contraziceți propriul raport de specialitate, vă contraziceți propria semnătură, data anterior votării hotărârii. Greșesc undeva logic? În proiectul de hotărâre supus aprobării nu ne-am contrazis nicio secundă. N-ați înțeles ce am vrut să spună. A spus că dacă odată ce ați spus prin raportul de specialitate că lucrurile sunt făcute conform legii, nu puteți ulterior aprobării hotărârii să spuneți că nu sunt, da, și să găsiți. Eu nu pot pentru că mi-am asumat și am semnat raportul, dar colegul meu de la CPP care nu a verificat hotărârea de Consiliu Local, care mă verifică la momentul la care se eliberează angajamentul legal, poate. Și are obligația prin lege să facă și verificarea asta. Eu nu, pentru că în momentul în care am analizat raportul de specialitate, eu am făcut lucrul ăsta, dar proiectul de hotărâre supus aprobării astăzi îndeplinește în opinia noastră toate condițiile de legalitate și oportunitate. Mai e cineva? Supunem la vot. Deci proiectul numărul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru? Sunteți pentru? Bun. Am și o întrebare acum, deci am scos să fie intervin. Am văzut niște abțineri. Care ar fi fost, domnul secretar, riscurile consilierilor dacă ar fi votat pentru cei care s-au obținut? Sau ce riscuri au consilierii? Sau poate ne spuneți dumneavoastră. Nu. Eu am întrebat... Înțeleg că nu e oportun, nu că e abținerea. Bun, haideți să scoatem. Ce să nu mai... Bun. Nu o discută. Deci nu a fost chestiune de oportunitate. Bun. Ar fi fost, poate,
logic să propuneți acel amendament cu împărțirea pe cele două capitole, nu, în cel mai rău caz. Logic, ca reprezentanții departamentului de specialitate. Dacă toată lumea ar fi mers pe logica dumneavoastră, n-am fi mai organizat evenimentul de pe 31 decembrie. Deci nu? Eu cred că ne-am dus într-o zonă în care n-am făcut decât să încercăm să respectăm dispozițiile ordonanței. Asta e părerea mea. Prin poziția de abținere. Eu am întrebat personal cu domnul director cât a fost în alineanuare până da, septembrie și a fost 51. A spus că se ia din două capitole, de la două capitole. A zis că nu știe. Nu este acoperitoare, nu că nu știu, nu știu exact. Nu. A spus că nu știe exact, dar când îndeplinește... Da. Conform legii, asta nu e un răspuns. Odată ce și-a asumat raportul de specialitate, nu pot, domnul primar, că și-a asumat domnul director. Nu pot. Adică ne uităm și la proiectul 20, cum fusese făcut înainte de a avea discuțiile. A trebuit să-mi vină erată înainte de începerea ședinței. Deci n-am nicio problemă, deci nu este vina dumneavoastră. Deci nu este vina dumneavoastră și o subliniez încă o dată. Și înțeleg poate poziția unui primar care la sfârșit de an vrea să-și organizeze niște evenimente. O înțeleg perfect. Eu evenimentul de la sfârșit de an nu-l organizez pentru mine. Să ne gândim că în pentru toată comunitatea. Toată lumea abia așteaptă ziua de 31 să vadă urătorii. Ne-au crăpat capetele să găsim soluții, să nu oprim tot, să nu blocăm tot. Nu mai, că au văzut-o niște în direct, nu mai trebuie postare. Da, vă mulțumim. Mulțumim. Haideți să trecem la următorul proiect. Dăm citire proiectul număr 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării evenimentului petrecerea începutului de an 2024 în municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă aveți cuvântul. Organizarea evenimentului cultural petrecerea începutului de an 2024 în centrul municipiului Onești reprezintă o manifestare deosebită care răspunde dorinței multor oneșteni și se aliniază municipiul Onești în rândul localităților importante din România, care la inițiativa autorităților administrației publice asigură cetățenilor un cadru festiv deosebit la începerea anului 2024. Față de cele prezentate, vă supunem spre eliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnul secretar. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, din start, proiectul este oportun, este ok, sunt de acord cu el. Am avut o problemă, în schimb, cu legalitatea proiectului. Am discutat-o în Comisia Economică. Eu vă spun cestit, când am citit, nu mai vine să cred. Am crezut că nu citesc bine. Da? La legalitatea proiectului erau 3 puncte. Da? De asta mai înainte a zis că eroare materială cu data. Aia înseamnă eroare materială, nu ce am citit eu aici. Da? Este prima oară când întâlnesc într-o hârtie semnată cu 2 directori, domnul primar. 2 directori, unul general și unul directorul direcției juridice. Da? De asta am făcut și raport comun, am mai încălcat odată codul administrativ. Da? Motivează legal o hotărâre de Consiliu printr-un articol din respectiva hotărâre. Nu știu dacă discuția de mai înainte am văzut că nu prea înțelegem foarte clar cum e cu legile. Pentru că nu e posibil așa ceva. Asta nu mai e eroare materială, nu mai e greșeală, nu mai e nimic. Este altceva. Da? Până la urmă, dacă nu veneam eu și nu ridicam glasul și nu făceam, nu se mai e. Era hotărârea pusă pe așa și se vota în forma asta, care însemna că e mult de drept. Da? Despre asta e vorba. Vă rog, puteți da cuvântul mie. Vă rog, domn președinte. Deci o hotărâre de Consiliu Local nu poate fi nulă de drept dacă într-un raport de specialitate din 3 rapoarte de specialitate care s-au făcut există o eroare de redactare. Îmi cer scuze, domnul consilier, eu îmi cer scuze ca director general, dintr-o eroare muncind, numai ăla care nu muncește nu poate să aibă și niște greșeli. A fost o greșeală materială, colegul este lângă mine, nicio secundă, noi nu am venit în fața dumneavoastră să vă aducem informații eronate, să vă dăm niște lucruri care nu sunt corecte, pe care noi ni le asumăm.
A fost o eroare de redactare. Nu ne-am gândit nicio secundă că de la o eroare de redactare din trei raporturi de specialitate venite se creează o asemenea discuție. Proiectul de hotărâre îndeplinește toate condițiile de legalitate și de oportunitate. Urmează să apreciați. Proiectul de hotărâre are forma corectă și legală, a fost o eroare materială într-unul dintre rapoartele de specialitate. Îmi asum această greșeală, sunt la început de mandat... Dar de ce nu ziceți că ați corectat-o după ce am muncit-o pe proiect, nu că vă asumați greșeala? Spuneți clar, oștenilor, că toți suntem acolo. Dacă facem așa. Și da, aveți dreptate. Este o eroare materială. Asta nu înseamnă că dar este o eroare este... materială la punctul 2, unde banii din bugetul pe 2024 îi băgați în bugetul pe 2023. Aia se numește eroare materială și pe aia o înțeleg. Da? Dar punctul 3, când dați legalitatea unui proiect cu articol din acel proiect, nu există. Nici un copil de clasa 4 nu face asemenea greșeală. Aia nu este eroare materială. Dar nici să-ți întemeiezi hotărârea pe un HCL prin care s-a aprobat bugetul pe 2013, în condițiile, pe 2023, în condițiile în care ne referim la bugetul pe 2024 deja aici. Adică nu vorbim de erori materiale. Am purtat discuții cu dumneavoastră, mi-a spus foarte clar că prin acest proiect de hotărâre, că acest eveniment este finanțat din ani, din bugetul pe 2024. Activitatea se desfășoară în 2024. Angajamentul legal... Treaba asta e foarte clară. În celelalte două rapoarte de specialitate au fost menționate în mod corect. În raportul de specialitate de la juridic s-a strecurat o greșeală pe care eu, ca și director general, nu am observat-o. Îmi cer scuze, este doar o eroare de redactare. Doamna director, eroare de redactare înseamnă ce a fost mai înainte, o cifră în plus la dată. Da? Haideți să nu confundăm lucrurile. Nu mai dați atâta cu eroarea materială. Dacă tot vă asumați, asumați-vă și spuneți, da bă, fraților, am greșit-o, asta e, n-am știut ce să scriem acolo. Că nu-i prima hotărâre pe care o găsesc așa. Și de fiecare dată tot tac, tot mă cer cu domnul secretar. Cum o să fac și la următoarea hotărâre. Dar nu se poate de 3 ani să vă tot spun și chiar să nu învățați nimic. Când și ăștia de la PSD, tac, și de obicei ieșeau și comentau. Nici măcar ei nu au nimic de zis. Cine sunt ăștia de la PSD? Domnul Consiliu. Care e ăștia, domnul Consiliu? Domnul președinte, dacă îmi permit. Mai sunt și alte comentarii? Aș fi vrut eu totuși, pentru că eu am o problemă cu legalitatea acestui proiect în continuare. Urmează ca restul Consiliului Local să aprecieze. Eu am întrebat-o pe doamna Angel la telefon, o mai întreb și încă o dată aici. Dacă dumneavoastră își asumă faptul că acest eveniment va fi finanțat din bugetul pe anul 2024, în condițiile și... Aș vrea să-mi indice și un temei de drept, pentru că eu nu sunt finanțistă. Dar citind înainte de ședință și uitându-mă și discutând cu unii și cu alții, înțeleg că din bugetul de anul următor se pot face doar cheltuieli de funcționare. Deci noi nu putem intra în bugetul de anul viitor pentru cheltuieli cu organizarea unor evenimente. Pentru că dacă s-ar fi putut, așa vă spun că în absolut toate UAT-urile din jurul nostru s-ar fi făcut acest lucru. Toată lumea strânge bani din sponsorizări ca să se supună rigorilor ordonanței. Deci eu apreciez că la modul în care arată acest proiect și vă spun că, cum să zic, că m-am uitat un piculeț pe codul fiscal. Eu n-am găsit temei de drept care să-mi arate că putem intra în bugetul pe anul 2024 pentru a plăti un eveniment care se organizează la cumpăna dintre ani. Angajamentul legal, angajamentul bugetar sunt deliberate pe anul 2024, activitatea se va desfășura în anul 2024, prestarea serviciilor și recepția lor se va desfășura în 2024, plata lor se va face în 2024. Există fundamentare juridică, din punctul meu de vedere, nu am nimic de ascuns față de dumneavoastră, este perfect legal în opinia noastră și oportun, urmează să apreciați. Angajarea se face în 2023, pentru că se semnează niște contracte, bănuiesc, în 2023. Semnarea contractului se va face cu data de 1 ianuarie 2024. Înseamnă că angajamentul legal și angajamentul bugetar trebuie să fie pe 2024, pentru că atunci angajez sumele și atunci le cheltui. Eu nu angajez sume în 2023, pentru că nu cheltui nicio sumă în 2023. Toate activitățile sunt pentru 2024, se angajează
indiferent dacă astăzi dau număr la un contract, el nu contează ca și juridic, nu contează numărul de înregistrare al contractului, ci contează data de la care el începe să producă efecte juridice. Ceea ce înseamnă că dacă eu cred că în momentul în care l-am semnat, pentru că eu când îi dau un număr, îl citesc și poartă semnătura părților. Eu nu-i dau număr fără să mă uit pe el și fără să-l semneze toată lumea. Contractul produce efecte juridice. Deci contractul produce efecte juridice și înseamnă că m-am angajat pe acel contract. La data intrării lui în vigoare. Este opțiunea pe care o aveți dumneavoastră, na. Eu nu mă bat, eu doar am, mi-am dat părerea. Aveți cuvântul, doamnă secretară. Vis-a-vis termenul legal de finanțare în anul 2024, vă rog să rețineți că legea finanțelor publice locale permite cheltuiala până la 12 aprilie în prima lună. Pentru ce cheltuieli? Cheltuieli. De funcționare, domnule. Sunt cheltuieli, din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, așa că nu am o lecție. Dacă mai sunt și alte idei, poftiți, domnul Marcel. Aș vrea să subliniez că de-a lungul întregii mele activități și profesionale și politice, întotdeauna am plecat de la spiritul de colegialitate, indiferent că am fost în Parlament, în opoziție sau la putere, și aici, în Consiliul Local, și aș considera că noi, consilierii, nu suntem, ar trebui să avem și o activitate preventivă. În ce sens? Dacă cineva, un aparat de specialitate din cadrul primăriei, a făcut o greșeală și noi observăm, ar fi bine să ne ducem, să ne consultăm, să ne atragem atenția pentru a elimina. Eu dacă ar vedea așa ceva, nu mi-aș face un titlu de glorie venind în fața consilierilor și tocând pe aparatul de specialitate, ați greșit, ați făcut și să-i spânzurăm. Așa consider eu la vârsta mea. Mulțumesc! Mulțumesc. Tocmai de asta a și apărut erata la acest proiect de hotărâre. Pentru că am discutat înainte de ședință, am nu mai luăm în discuție aici. Mulțumesc. Întreba domnul primar de ce nu am votat proiectul atunci. Hai să trecem la poftă. Mi-am cerut scuze. Da, nu, da. Da, trecem la vot. Cred că am fost suficient de blândat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Lipsesc jumătate și cel băieșu. Doamna Cerasera. Nu mai este. Deci doamna Cerasera nu mai este online. Da. Acționarilor de acest domeniu public și privat universal pentru a aproba măsurile specifice ce se impun conform legii numărul 296 din 2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Inițiator, Neghiră Victor Laurențu, primar. În cuvântul domnului secretar. Având în vedere termenul legal, la zice domeniul public și privat omnește sa, este necesară mandatarea expresă reprezentanților legali în adunarea generală a acționarilor
pentru a aproba măsurile specifice necesare ca urmare a apariției unor noi prevederi legale ce se referă la unele măsuri financiare sociale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Aficientă de zero proiect de hotărâre deprinește condițiile pentru practicul de dezbatere și aprobării drepturilor consumatorilor. Ați cele prezentate, vă rugăm spre deliberare și aprobare proiectului de proiect hotărâre. Mulțumim, domnule secretar. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Eu nu. Poftiți, domnul Cipoiș. Prima oară îmi cer scuze, trebuia să spun domnul consilier de la PSD. Îmi pare rău, m-a laborat prin asta. Mulțumesc. Probabil nici ultima, dar mulțumesc. Domnul secretar, am o întrebare. Dumneavoastră sau doamne director, că am văzut că semnate cu doamna director. Spuneți aici, se mandatează reprezentanții legale Consiliului Local Orești. Ok, dar care sunt acei reprezentanți? Că mie nu este clar. Sunt domnul profesor Cipriș. Sunt domnul deci cine s-a mandatat, cine a fost mandatat, cine este la Consiliul Local, reprezentant Senat. Dumneavoastră, vă mandatați pe dumneavoastră. Nu prea mergi, domnul secretar. Că legea spune un pic alt. Nu? Parcă eu mi-amintesc că legea spune doi reprezentanți, două persoane. Da? Una este doamna Crăciun, parcă, Crăciunului, și mai trebuie o persoană. Care la unei este format de încă 20 de consilieri. Dar mandatul nu este personal și imperativ. Adică, ok, să presupunem că e varianta asta pe care de voie, de nevoie ați luat. Ok. Dar n-ar trebui mandatul să fie clar, da? Așa cum spune legea, personal și imperativ. Adică merg acolo să fac asta, asta și asta. Nu puteți să mă mandatați așa la general. Corect? Legal? Mulțumesc. Țintul ăsta de vedere și vreau să vă spun și să spun și Consiliului Local, am avut o discuție și cu colegii mei. Săptămâna trecută am avut ocazia să particip la o întâlnire a Asociației Municipiilor de România cu Ministerul Administrației și fac o precizare pentru toți cei interesați în ultimii luni, cred că am fost la cursuri doar pe fondurile europene, plătiți din banii Uniunii Europene și de cum prin municipiul Onești, în care s-au purtat mai multe discuții, între care și aspectul pe care dumneavoastră le puteți astăzi. Am văzut foarte, foarte multe UAT-uri, își revizuiesc poziția vis-a-vis, mai ales, ca și în cazul nostru, acolo unde participă tot Consiliul, pentru că vă spun, nu suntem singuri, își revizuiesc punctul de vedere și revin, așa cum am avut și noi până în 2017, cu un maxim de reprezentanți în anul. Nu știu dacă în perioada următoare va fi un proiect de hotărâre care să rezolvăm acest aspect sau nu. Da, lucrăm la un proiect de hotărâre formal. Da, colegii confirmă că se lucrează la astfel de proiect și probabil în lunile următoare vor fi, în momentul de față, asta suntem. Asta este hotărârea din 2020, de fapt plecată din 2017. Așa s-a dorit la momentul ăla în Consiliul Local anterior. A fost legală din punctul meu de vedere, pentru că n-am avut obiecțiuni nici la instituția prefectului și mai cu seamă nici la registrul comerțului și am mers așa. Da, ceea ce spune dumneavoastră este corect. Deci am ocupat scaunul acesta degeaba 3 ani, ajungem pe partea la care ok. Mai aveți. Iar eu normal la ședința asta am ridicat și este ridicată de motiv. Da, sunt ridicată de motiv. Eu v-am spus că sunt situații în țară diferite. Majoritatea secretarilor și tinerilor care au participat au mers pe varianta asta. Acum pot să vă spun că mai mare parte din oaseuri își revizuiesc poziția și își desemnează că de maxim de posibil. Dacă și dumneavoastră veți dori efectul ăsta,
Poftiți, domnul Valisel. Vreau să discutăm cu anumiți fost colegi care fac parte de anumite teorie și spunându-le de această speță, unii aveau așa Consiliul de Administrație, dar mai puțin, să știți, ce mulți aveau doi reprezentanți ai Consiliului de Administrație în acta de la acea instituție care desfășoară în primărie. În altă ordine de idei, aș vrea să îi doresc domnului Cimpoieșu să ocupe scaunul 24 de ani înainte ca să fie util Consiliul Local și Oniștenilor. Mulțumesc! Să știți că nu trebuia să discutați cu foștii colegi și dacă și domnul secretar acolo la... Dacă făceam o ședință și mă întrebați, vă spuneam același lucru. E părerea mea și pentru afecțiunea pe care vă pot... Se votăm, da? Dar regimale, domnule președinte. Cine este pentru? Încerc. Împotrivă? Trei împotrivă. Abține? Trei abține. Deci, Zadu, Cipriana, abține. Domnul Mare. Domnul... Domnul... Hai, nu face. Deci, trei abține. Și toate împotrivă? Da. Dacă e cineva, se scrie la cuvânt, dacă nu v-ați săturat. Am o rugăminte. După ce terminăm ședința, nu vreau să mai rugăm câteva minute. Nu ne pare să începem. Nu ne pare. Nu, și eu, dar domnul președinte. Domnul președinte. Vreau să terminăm. Poftiți, domnul Marcel. După o așa ședință furtunoasă, ar vrea să o încheiem într-o destindere totală. Și aș avea o propunere, cu toate că aproape în bine să plâng, dar trebuie să o enunț. Pentru a privi pierderea enormă pe care a suferit-o domnul Moraru Marian prin pierderea locului în Consiliul, în comisia de la școala sanitară pozițială sanitară, propun ca domnul Moraru să fie desemnat la orice comisie ce are legătură cu asistente, farmaciste și alte cadre feminine ce va avea loc în omenește. Dacă să vreți, nu voi să votezi și nu să votezi. Dacă vreți să vă mai destindeți, vă rog, cercați să o faceți singur, fără să mai spuneți. Mai e complice acolo, mai e asociat. Nu mai e nimic, da? Nu. Deci doar de chestia de la prevenire ședințe de astăzi. Aveți doar o meșcă de la PSD, spuneți cu umorul.